Da, bună ziua și cerem scuze pentru deficiența tehnică. Știți că tehnica câteodată ea e mai bună ca oamenii, dar în cazul de față mi-a dat de gol. Bine, îmi pare bine să vă salut și mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să fiți împreună cu noi astăzi la inițiativa deputatei Arena Spătaru. Dăm start consultărilor publice privind ținerea și protecția animalelor de companie și consultările se vor desfășura în premieră astăzi pentru zona de nord, cu participarea persoanelor interesate de subiect, precum și reprezentanții ai administrației publice locale de nivelul 1, de nivelul 2, ai direcțiilor agricole, structurile teritoriale ANSA, asociațiile obștești care activează în următoarele localități din nordul. Este vorba despre municipiul Bălți, raioanele Fălești, Florești, Blodeni, Râșcani, Soroca, Drochia, Dondușeni, Ghedineț, Ocnița și Briceni. Subiectul întreținerii și protecției animalelor de companie, precum și animalelor fără stăpân, devine tot mai stringent pentru societate, astfel încât audierile publice vor avea loc în câteva runde, iar scopul audierilor fiind de a pune în discuție proiectul de lege propus de doamna Arina Spătaru într-o examinarea și completarea acestuia. În această ordine de idei, oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului din cadrul Secretariatului Parlamentului și, în cazul de față, oficiul Ghedineț, asigură asistența necesară desfășurării lucrului deputaților cu cetățenii, autoritățile publice locale, serviciile disconcentrate din teritoriu, conform prevederilor articolului 20 din legea despre statutul deputatului în Parlament. Eu mă numesc Stella Bilitei și sunt angajată Oficiului Teritorial de Informare a Parlamentului cu sediu în Ghedineț. Avem conectați la eveniment 26 de persoane. Bine ați venit tuturor celor care v-ați conectat deja și așteptăm și alți participanți. Iar acum, cu mare drag, ofer cuvântul autoarei proiectului de lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie, deputatei Parlamentului Republicii Moldova, doamnei Arina Spătaru. Bună dimineața încă o dată, stimați colegi, stimați reprezentanți autorităților publice locale din Nord. Eu sunt Arina Spătaru, sunt deputata fracțiunii parlamentare acum Platforma DA și sunt membra Comisiei Permanente Administrației Publică, comisia care nemijlocit se ocupă de toate nevoile, problemele autorităților publice de diferit nivel. Și pentru că, de obicei, primarii, consiliile locale, consiliile regionale, în mare parte rămân în voie sorții, și pentru că acum, la moment, în evoluarea activităților politice despre care dumneavoastră probabil că știți, am zis că acum, la moment, este imperios de necesar ca noi, deputații, să fim alături de dumneavoastră în identificarea problemelor și, paralel, identificarea soluțiilor la aceste probleme. Și din comunicarea mea cu mai mulți primari din nordul Republicii Moldova, la fel și fiind inspirată de consultările publice care au avut loc la nivel de municipalitatea Bălți și Chișinău, cu privire la problemele apărute și legate de animalele de companie, am zis că ar fi bine și corect ca să creez un proiect de lege, o lege ordinară, astfel încât acest proiect de lege să clarifice foarte multe lucruri subtile, foarte multe lucruri sensibile despre care la noi în societate se discută mult, dar nici de cum nu a fost găsit acest consens politic, pentru că din informația pe care o dețin, au mai fost încercări de a înregistra și a vota un astfel de proiect de lege, dar, din păcate, politicul și societatea nu au fost pregătite acum în jur de 10 ani în urmă ca să voteze acest proiect de lege. Să încercăm și acum, pentru că este un proiect de lege destul de vast și destul de important pentru toate autoritățile. Aș vrea să dezleg mâinile autorităților publice locale de nivelul 1, 2,
Aș vrea să pun umărul la apărarea drepturilor animalelor de companie. Aș vrea să creez niște clarități cum, cine și când poate deține și câte animale, dacă are de gând să le dețină în apartamente, pentru că primesc mai multe plângeri din partea locatarilor atunci când cineva încearcă să facă un azil de animale într-un apartament de câteva odăi sau într-o casă, astfel încât toată mahalaua este supărată pe astfel de acțiuni. Atâta timp cât nu există o lege, o claritate, noi oferim posibilități și motive de ceartă între cetățenii noștri, oferim o neclaritate cum ar trebui să acționeze autoritățile publice locale. De aceea am să fiu bucuroasă dacă astăzi dumneavoastră, pe marginea acestui proiect de lege, vă veți expune, îmi veți povesti din experiența dumneavoastră cum putem noi proceda cu animalele de companie, ce putem noi face cu animalele de companie fără adăpost, care vedeți că acum în primăvară această problemă cumva se acutizează, care ar fi instrumentele, care ar fi posibilitățile de a face parte dreaptă, atât timp și autorităților publice locale care au bugete mici și înțeleg foarte bine că le este greu să suporte niște acțiuni în vederea protecției acestor animale și cetățenilor care iubesc aceste animale și tare vor ca animalele fără adăpost să aibă o soartă bună, benefică pentru noi toți. De aceea am să vă dau posibilitatea și sper că discuția noastră va fi una civilizată, corectă. Am să aplec urechea față de toate propunerile dumneavoastră. Am să îmi notez foarte atent și acurat tot ce îmi veți spune dumneavoastră, pentru că tare îmi doresc acest proiect de lege să fie votat astfel încât să fie un ajutor pentru dumneavoastră, cei care reprezentați autoritățile publice locale și cei care reprezentați diferite asociații de protecție animalelor, astfel încât să creăm astăzi un consens politic larg pe acest subiect și să clarificăm mai multe lucruri. Pentru ca noi să fim așa mai productive, inițial vă spun că ni s-a fost rezervat 2 ore, înțeleg că este un început de zi și sunteți foarte ocupați. Am să vă îndemn să ridicați mâna de fiecare dată, doamna Stella Beletei mă va ajuta. Dacă aveți niște propuneri și considerați că sunt importante, vă rog să le scrieți prin mesaj, dacă nu doriți să interveniți. Propun să nu ne repetăm dacă cineva din antevorbitor a menționat o temă care ne interesează și pe care o împărtășim, astfel încât să fim eficienți, constructivi. Și ca astăzi, de la ora 12, atunci când ne vom despărți, să înțelegem fiecare cine și ce are de făcut în vederea soluționării problemelor apărute pe baza lipsei legii privind întreținerea și protecția animalelor de companie. Domnule primar din Edineț, cum se zice în bălți, primul venit, primul servit, dumneavoastră sunteți unul din primii care ați venit exemplar și la timp și ne-ați făcut observații, să înțelegeți că toate observațiile dumneavoastră constructive ne sunt dragi și ne vom corecta de azi încolo. Vă ofer cuvântul și vă ascult cu mare drag. În primul rând, bună dimineața! Eu, în primul rând, vreau să salut o astfel de inițiativă, pentru că mai rar suntem chiar și în astfel de componență, atunci când discutăm o lege ce vizează nimeni jocită administrația publică locală și nu am decât pe această cale să salut inițiativa doamnei deputate în contextul respectiv. Graba mea venea și din aceea că astăzi este ședința NALAS-ului, dacă știți, țări din sud-estul Europei și, practic, Moldova ia președinție, iar eu sunt participant la un panel la 11 și ceva acolo și trebuie să fiu dincolo, dar am ținut cu tot în adinsul nemijlocit să mă expun și să vedem ce putem face ca o astfel de lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie să fie una propice și potriva comunităților noastre. Astfel, în primul rând, eu vreau să accentuez, de 2 ori am citit draft, unul la o bucată de noapte și altul acum recent, ca să văd, poate sunt bine, ca și oricare lucru, pot fi anumite scăpări.
Cei cu ce voi veni eu sunt mai mult sugestii decât observații. Nu sunt observații, pentru că, în esență, sugestiile noastre vin din cei cu ce ne confruntăm noi, de obicei, în teritoriu. În primul rând, eu cred că totuși trebuie să gândim asupra, mă refer pe articole, ca să fie mai clar și mai ușor de sesizabil. Cei ce sunt în domeniul de aplicare a legii, nemijlocit animalul de companie și animalul decorativ. Probabil trebuie puțin asupra elementului definitoriu al legii de gândit asupra lucrurilor, mai ales cu animalul decorativ. Noi avem, de exemplu, porci decorativi, cele nu sunt prea mici. În ce se încadrează el, de companie sau decorativ, de exemplu. Adică de gândit probabil puțin cu elementul noțional a termenului companie decorativ aici. Doi, mă gândeam asupra câtorva lucruri și am să încerc să le numesc, mai mult am să mă refer probabil la competențele administrației publice locale, este vorba articolul 6, am să mă refer la câteva puncte din acest articol. În primul rând, deci, ține de punctul 1, organizarea, identificarea și înregistrarea animalelor de companie. Probabil aici trebuie o parte din competență să cadă și nemijlocit pe cel care posedă animalul respectiv de companie. Deci, dacă vom lua o administrație publică să identifice, mai ales cele care sunt de la 10.000 în sus, să identifice toate animalele de companie, va fi o sarcină cam prea adesori vulnerabilă pentru a putea fi realizată de către acest. De aceea, înregistrarea animalelor de companie, după mine, în comunități, cel puțin mai mari de o anumită sumă, sau chiar în toate, înregistrarea animalelor de companie trebuie să fie o competență care trebuie să cadă pe capul celui care deține deja acest animal de companie. Odată ce el l-a pașaportizat, nemijlocit îl înregistrează și în registrul administrațiilor publice o locală trebuie să fie prezent acolo. Poate identificarea animalului ar fi atunci când el este cel de stradă, care nu are un stăpân. Iată, aici da, aici trebuie administrații publici locale să se implice, să identifice acest animal de companie. Mai departe, tot la articolul 6, competențele APD, pentru că pe lângă primării, APD este și Consiliul Local, mă refer la punctul 2. Eu chiar poate să insista indirect ca să stabilim un quantum financiar minim și maximum în Consiliul Local, care el trebuie să prevadă pentru lucrurile astea. Adeseori, fiind prea politizată Republica Moldova, noi ne trezim în situația în care primarul este la Iedineț, eu nu mă refer în altă parte, unde Consiliul Local este de o viziune politică, primarul cu altă viziune, vine cu inițiativa, nu este susținut. Deci, sau invers, Consiliul Local trebuie să stabilească un quantum, să zicem, de la 0,2 până la 0, minimum 0,2, maxim 0,5, din cota partea bugetului, sau 0,4, aici suma poate fi diferită, dar numai procentul bugetului, anume pentru întreținerea unor astfel animale de companie. Eu deja de 3 ore am venit cu inițiativa de a susține acest lucru, Consiliul Local deci a dat într-o parte pentru că a considerat că nu este o prioritate. În situația în care ai, de exemplu, 0,2 din sursa bugetară, eu deja atunci când vin și propun, când zic eu, mă refer, eu primarul, oricare primar în locul meu, eu de nemijlocit prevăd suma asta în buget și vin către el. Dacă satul are, zicem, un milion, 0,2 va fi 2000 de lei pentru animale de companie, de exemplu. Dacă Iedinețul are 100 de milioane, de exemplu, va fi 20.000 sau nu contează suma, dar să prevedem un quantum minim și maximum în dependență de la APL la APL. Și lucrul ăsta indirect, practic, obligă și primarul, dar obligă și Consiliul Local ca să accepte varianta asta la nivel de bugetare a lucrurilor astea. Merg mai departe. Eu cred că nu este chiar bine să fie pus punctul 3, competențele APL, la fel Consiliul Local, acțiuni de sanitar veterinare. Mi se pare că Consiliul Local nu sunt organe executive ca atare și nu pot cădea pe ele acțiuni sanitar-veterinare. Poate la nivel de prevedere a sumelor anumite, da, dar la nivel de executare asta trebuie să cadă pe partea executivă, adică primăriile și nu Consiliul Local. Asta este o chestie care trece de pe punctul 3 al articolului 6, de exemplu, punctul 1.
al articolului 6. Mergem mai departe. Este un lucru nu prea clar, mi se pare văzut, în draftul de lege, ce ține de refugiu provizoriu. Refugiu provizoriu, deci ca element de axare, în general, este clar. Dar cam, sau poate ulterior trebuie prevăzut un mecanism la acest refugiu provizoriu, bara adăpost. Și până la urmă, ce ar fi însemnat refugiu provizoriu clar în comparație cu adăpostul propriu-zis? Mai departe, în ceea ce ține de pașaportizarea animalelor de companie, eu de m-am uitat ce punct acolo, că le-am scris pe foaie, mi se pare că pașaportizarea, în esență, trebuie să fie un element obligatoriu și stipulat, nemijlocit și la nivel de lege, că pașaportizarea este obligatoriu și cade nemijlocit pe cel care posedă animalul respectiv de companie. Mergem mai departe. Ce ține de a doua parte a legii, mai ales acolo unde dumneavoastră v-ați referit, dacă mă înșel, articolul 16, repede deschid, sunt niște lucruri care le-am descifrat aici. Folosirea animalelor de companie în scopuri publicitare, expoziții, competiții sau alte manifestări similare. Eu nu vreau să ne ascundem după deget și să răspundem sincer și clar că în Republica Moldova sunt lupte de animale care adeseori nu sunt într-un cadru clar, legal pus. Posesorii de animale, inclusiv eu știu că sunt și în localitatea mea, posesori de animale care merg la lupte de animale, adeseori care nu sunt într-un cadru legal. Eu cred că aici trebuie să vedem ce facem, mai ales cu luptele de câini. Nu sunt reglementate lucrurile astea și eu cred, poate găsim o formulă de a le reglementa sau a le spune că ele sunt interzise categoric. Lucrul ăsta se face și în Republica Moldova, în nordul Republicii Moldova, știu minimum 3-4 locuri, eu personal, unde se fac lucrurile astea și adeseori în detrimentul animalelor, unde animalul merge până la moarte și chiar se fac în zona limitrofă a țărilor vecine. Nu Uniunii Europene, dar a Ucrainei. Și toate nu sunt într-un cadru legal propriu-zis. Eu cred că și în contextul articolului 16 trebuie să spun că luptele de câini care aduc prejudicii animalelor sunt interzise prin lege ca ulterior să găsească mecanismul de... sau descifrăm. Dacă nu sunt interzise, admitem că ele sunt permise, trebuie descifrat care este tipul de competiții sau la tipul de competiții până unde se poate ajunge lupta. Dacă l-a mușcat prima dată, se oprește lupta sau mai știu eu, nu știu cum. Dar lucrul ăsta, deci mi se pare că la nivel de articol 16 trebuie de văzut. Luptele de câini, luptele de animale, hai să zicem, de câini în situația dată. Mergem mai departe. Articolul 20. Merg pe articole. Nu văd sub nicio formă și eu cred că se va găsi o formulă. Noi avem așa numita groapa Becker, care este obligată adeseori ca să aibă administrații locale, nu le au. Mi se pare că trebuie de văzut la articolul 10 cu animalele de companie moarte. Ce facem cu dânsul? Dumneavoastră faceți trimitere conform regulamentelor, dar regulamentele noastre adeseori diferă de la localitate, nu le au și o luat pur și simplu animalul și o dus și l-au aruncat undeva pe deal sau la gunoi. Și nu se încadrează în niște norme propriu-zise. Adică eu cred că trebuie de găsit o formulă. Dacă localitatea are, să zicem, peste 15.000 de locuitori, este obligatoriu ca, sau peste 10.000 de locuitori, este obligatoriu ca APR-ul respectiv să aibă groapa Becher. Eu înțeleg că nu poate avea satul Constantinovca din Iedimir, groapa Becher. Este un sat micuț și nu-și poate permite lucrul ăsta, dar poate avea un mic contract cu Iedimir sau Cupciniu. Dar la anumite tipuri de localități trebuie obligat prin lege groapa Becher. În caz contrar, riscăm anumite pandemii din cauza asta. Lucrul ăsta nu l-am văzut deloc în cadrul legii pe care dumneavoastră l-ați înaintat de mijlocit. Mai era acolo niște lucruri, dar în mare parte astea sunt. Gândul este doar ca să facem ca
lege respectivă să fie cât mai perfectă. Noi până la moment nu am avut o astfel de lege, totul se regla la nivel de regulamente, deseori regulamente interioare ale fiecărui Consiliu. Eu recunosc că la Edenet de vreo 6 ore am scos regulamentul ăsta la sesiuni și din diferite interese, din diferite, nu vreau să spun, din diferite scopuri, până în ziua de astăzi regulamentul ăsta nu a fost votat de către Consiliul Local. În situația, eu vreau să vă doresc sort de izbândă cu legea respectivă, în cazul dacă ele devine lege, eu nu trebuie să mai merg cu regulamente interne. Practic, legea devine executorie pentru mine ca primar, pentru care oricare alt coleg primar. În rest, eu vă doresc mult succes și sunt sigur că veți reuși. E o lege promițătoare și de bun augur pentru comunitățile noastre. Vă mulțumesc, domnule primar. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că am vrut să facilitez comunicarea la nivel de consilii locale și primari, pentru că de multe ori acest regulament pe care încearcă primarii și consilii să-l voteze este mărul discordiei. De aceea, asta a fost una din raționamentele de ce o lege ordinară ca să vă deslege mâinile în mai multe acțiuni. Am să vă rog un lucru, să-mi transmiteți draftul regulamentului dumneavoastră, pentru că el ne va servi și ca o bază și poate acolo sunt niște lucruri pe care dumneavoastră le-ați prevăzut de la înălțimea experienței dumneavoastră, ca lucrurile bune de acolo, dacă nu se regăsesc în proiectul meu de lege, să le adăugăm. De aceea am să vă rog insistent să faceți acest lucru pentru noi. Și pentru ceilalți participanți, www.arinaspataru.media este site-ul meu, arinaspataru@gmail.com este mail-ul meu, de ce vă rog, de fiecare dată, atunci când veți considera că este necesar să vă adresați, cu mare drag, vă primesc online și vom continua comunicarea astfel încât să îmbunătățim acest proiect de lege. Domnule primar, vă urez o zi frumoasă, înțeleg că sunteți în grabă. Sper să rămânem la legătură. Mai stau să vorbesc cu un coleg și apoi. Da. Și acum, în continuare, dacă avem o mânuță ridicată sau avem doritori de a se expune. Din câte văd în comentarii, primăria orașului Florești, viceprimarul orașului Florești, a venit cu o propunere de a crea un azil pentru câini maidanezi. Avem o problemă foarte mare în localitatea noastră. Mulțumesc. Domnule viceprimar, cu certitudine acesta a fost gândul nostru și dorința noastră de a crea niște instrumente clare pentru a vă dezlega mâinile în crearea acestor azile. Aș vrea să vă întreb în ce constă problema și de ce până acum primăria orașului Florești nu a încercat sau nu a făcut ceva în vederea soluționării acestei probleme. Din experiența dumneavoastră, care au fost impedimentele și în ce a constat mărul discordiei, astfel încât locuitorii din Florești să nu aibă până la moment acest azil, chiar dacă problema este destul de gravă. Da, vă rog. Bună ziua la toți! Lucrez din anul 2020, adică nu am participat un pic mai recent ca să cunosc toate problemele. Din toate ce am văzut, adică a fost implementat spre decizia Consiliului Orășănesc de a aloca din buget niște bani pentru a fi creat azilul dat. Nu s-a votat la Consiliu din motiv cum ar veni că sunt alte probleme mai necesare, mai complicate. Era adică așa o propunere că mă gândesc adică asemănător la toate primăriile trebuie să fie problema cu câinii ăștia maidanezi. Sunt foarte probleme, adică ce mai mult copiii care traversează, merg la școală sau la grădinițe, e un pericol pentru toată lumea. Ne luptăm noi cu ei, adică într-o mânduri care aveam grijă, ba într-o parte, mai soluționăm probleme, dar totuși eu cred că dacă ar fi un azil pentru adăpostul acestor câini, va fi o soluție perfectă și binevenită la noi în țară, chiar să fie răspândită peste tot, nu numai în localitatea orașului Florești. Asta, adică, vin cu o propunere. Noi o să ne gândim pentru viitorul mandatului meu, o să mă gândesc cum a fi să soluționăm problema aceasta până la capăt. Era o propunere și cred că colegii poate știe dacă au așa asemenea probleme. Vă mulțumesc! Bună ziua la toți, dacă îmi permiteți.
Primăria orașului Glodin. Vă rog frumos, doamna primar. Vorbim frumos, ne expunem frumos, problema e actuală, rămâne și, din păcate, avem consecințe foarte grave. Ce ține de câinii maidanezi în localitățile noastre? Am ieșit și noi cu propunere de proiect pentru a construcția unui azil. Da, din păcate, ies alte probleme. Noi nu avem unde plasa bătrânii, noi nu avem sursă de întreținere a unor centri pentru bătrâni, pentru copii cu dizabilități, s-au închis toate centrele pe țară. Asta e cea mai mare problemă și când ne spune consilierii întrebarea, care e sursa mai departe de întreținere? Haideți, luăm Bălțu, care e impactul construcției azilului la Bălți? Am ieșit la organele, la centrul ăsta de zic, mai poate îi luați să plătim pentru fiecare câine, să-i prindem. Din păcate, noi, cum zic, noi nici Săbăcălov n-avem. Noi am ieșit prin decizia Consiliului de a angaja niște oameni, de a-i prinde, dar, din păcate, securitatea lor ei a început a fi agresiv. Și băiețul zic, băi, dar lăsați-ne în pace, că noi nu ținem mai departe, ne suport consecințe, dacă sunt alte consecințe de sănătate, cei ce țin de prinderea lor. Și cam cercul e vicios, din păcate. Noi nu rămânem decât cu plângere și cu consecințe și copii speriați și tot așa mai departe. Să dea Domnul să aibă impact proiectul de lege, dar când nu o să fie o sistemă centralizată de stat de sus, nu facem noi pe loc nimic. Să zicem că noi găsim o finanțare, un finanțator îl construiești ca întreținerea centrului, azilului ăsta, trebuie bani alocați din buget. Anual. Noi cheucuva alocăm bani pentru întreținerea grupii creșe la noi din... Bugetele noastre cam nu ne permit, cum îi zic, roscășul ăsta, din păcate, de a întreține. E foarte binevenit, e uman, dar am mai încercat alte situații, de a-i prinde, de a-i plasa la veterinărie timp de 10 zile, dacă nu se găsesc stăpânii, poate, mă rog, se mai întâmplă, că se mai duc și îi suflet. Și după asta ar fi permis eutanasierea lor. Ne-am trezit că le-au dat drumul atâți odată. Nici organul dat nu și-a îndeplinit atribuția de contract care au fost la noi prevăzut. Că am carat mâncare timp de 2 luni de zile să întreținem, pentru că vă dați seama, întreținerea mai departe a azililor este o problemă grea pe umerii primăriei. Și dacă sunt orașe mari, dar satele ce fac? Ar fi un azil mare, vă spun, cu o întreținere, cu... de stat, să încheiem contract cu localitățile și să-i plasăm până într-un sfârșit. Asta ar fi ca părere și răspundere. Deci, nu ne permitem noi. În articolul 22 noi menționăm în cazul în care autoritățile administrației publice locale nu au capacitate de a organiza refugii provizorii pentru cazarea animalelor de companie fără stăpân, acest serviciu poate fi concesionat și supus regimului de parteneriat public-privat. Dumneavoastră, v-ați gândit la esența asta? Ar fi putut asta să fie o soluție? S-ar găsi cineva care ar dori să investească, să creeze un azil astfel încât primăria orașului Glodeni să găsească niște bani doar pentru cazuri aparte, de exemplu, pentru prindere și vaccinare sau altceva? Ar fi asta o soluție, parteneriatele publice-private cu agenții? Nu știu, pe cât până la moment, dacă întrebarea mi s-a adresat, nu am avut nicio o idee măcar, o propunere, o directivă din partea cuiva, să vin, băi, doamna primar, este o problemă, noi am vedea soluția așa. Ei vin numai și bine, mi se fac vinoveți ca primărie, nu... Dar nu am avut niciun mesaj unde mers din partea cuiva de a face un parteneriat public, de a merge împreună, de a găsi soluția. Nu pot să răspund la treaba pentru că nu am avut. Nu știu dacă ar avea impact. Cum credeți, dacă acest proiect de lege care iată creează mai multe clarități în domeniul ăsta, pentru că o lege când creează lucruri bune și evidente, probabil că poate să atragă și niște investitori, niște persoane juridice care ar ști, uite, eu investesc, dar știu că există... Deci acest proiect de lege ar crea o oportunitate ca să apară astfel de investitori doritori, iubitori de animale,
asociații care să se învețe, să, pentru că noi avem multe asociații care apără drepturile animalelor, doar că ele rămân cumva la nivel doar declarativ. Ca să poată atrage, pentru că vedeți că în punctul 3, articolul 22, este vorba despre faptul că activitatea refugiului este finanțată de la bugetul local, virgulă, din mijloace special obținute în urma prestării serviciilor contraplată, sponsorizări, donații și alte resurse financiare permise de legislație. Acest proiect de lege ar fi o punte de legătură și o soluție pentru ca să se creeze astfel de parteneriate publice. Da, pentru mine contează părerea și a doamnei primar de Glodeni și a celorlalte persoane, pentru că noi ne dorim să căutăm soluții. Eu conștientizez, stimați colegi, foarte bine că bugetele locale sunt austere și înțeleg foarte bine că orice leu contează. Noi ne propunem ca să creăm niște instrumente clare, o lege care să ofere și certitudinea persoanelor care vor să deschidă un azil privat, de exemplu, sau vor să apere interesele animalelor, da? Și pe de altă parte o colaborare între autoritățile publice locale care ar trebui și ele să găsească, iată cum a zis domnul primar de Edeniț, o parte mică din bugetul local pentru a gestiona astfel de cazuri. Pentru că de fapt, vedeți că de fiecare dată când acest subiect, subiectul animalelor fără stăpâni este abordat, spunem că nu există finanțe și am pus punct. Noi vrem ca să căutăm soluții în cazul când nu avem finanțe, când azilele de bătrâni nu există și avem și astfel de categorii de cetățeni, când e greu și e rău de tot, dar iată noi încercăm să căutăm soluții. De aceea am să vă rog să vă exprimați la acest subiect, pentru că să zicem că nu putem face și nu e de unde, asta e cel mai simplu. Să căutăm soluții din ceea ce avem, eu cred că ar fi o discuție care ar da și rezultatul scontat. Deci noi ne dorim, noi chiar ne dorim astfel de rezultate. Care este esența și scopul acestui proiect de lege? Ca să clarifici foarte clar ce fac primăriile cu animalele de companie fără stăpân. Pentru că atâta timp cât animalul de companie are stăpân, este un subiect aparte, pentru că și acolo există multe probleme. Noi avem iubitori de animale care din apartament creează un așa zis azil și care deranjează acest azil toți locatarii din jur, prin miros, prin gălăgie, prin alte acțiuni. Noi avem proprietari care fac azil chiar la dânsă în curte și toată mahalaua este stresată de și de miros, și de alte lucruri, da, care se întâmplă. Noi ne propunem ca minimul de animale permis în apartamente să fie două animale. Deci dacă două animale nedecorative, deci două animale de companie, da, două animale de talie medie, dacă omul mai dorește să aibă mai multe animale în casă, să meargă și să colecteze semnături, tire accepturi ale vecinilor din bloc. Asta ar clarifica situația atunci când există, și dacă aveți foarte multe cazuri când există locuitori din localitatea dumneavoastră care au mai multe animale, pentru că, de exemplu, pentru casele pe pământ, case private, case la sol, noi vorbim despre patru animale de companie care este permis să le ai și dacă vrei mai multe, să ceri acceptul vecinilor pe perimetrul casei unde locuiești. Dacă asta ar fi o soluție pentru a reglementa niște reguli stricte, da, de făcut ordine în acest subiect, pentru că până acum explicația acestor deținători de mai multe animale se spunea că, uitați-vă, nu există lege cu privire la adăpost, noi nu știm cum să procedăm, eu iubesc foarte mult animalele. Pe de o parte, noi creăm niște reguli pentru persoanele fizice care vor să întrețină mai multe animale de companie și pe de altă parte, noi creăm niște instrumente unde este clar stipulat ce înseamnă un adăpost și care este scopul acestui adăpost. Pe mine și asta m-ar interesa pentru că am primit în adresa mea mai multe pretenții din partea apărătorilor animalelor care spun că
limita asta de 2 animale în apartament și 4 în casă de locuit la sol este una foarte mică, pentru că autoritățile publice locale nu se preocupă de animalele fără adăpost și vedeți că noi vrem ca să ținem aceste animale acasă, să căutăm și noi din banii noștri și sursele proprii să întreținem, să hrănim ca să nu umble pe străzi. Deci este un proiect tare sensibil și chiar aș vrea să vă expuneți la acest subiect dacă astfel de soluții ar putea fi așa echitabile și ar putea crea mai multă pace între astfel în aceste două tabere, autoritate publică locală și iubitorii deținătorii de animale de companie. Dacă îmi permiteți, pentru primăria orașului Florești, vreau să zic că în așa cetățenii nu prea am întâlnit la noi în localitate care ar vrea să adăposteze mai multe animale ca să fie o soluție. Ați, doamna deputată, ați dat dumneavoastră o întrebare mai recentă dacă primăria ar putea să aibă surse pentru a ține azilul acesta. Mare așa, de multe ori, adică când am făcut o adunare, ne-am gândit la întrebarea aceasta și adică primăria orașului Florești ar putea să beneficieze sau să poată întreține azilul acesta. Ne-am gândit la varianta că să nu-i ținem permanent, că, cum a zis și colega de la Glodeni, e o problemă foarte mare, doar că adică era momentul de vaccinare sau de sterilizare, într-un fel ca să nu avem contact, știți, pentru mulțire. Eu mă gândesc că adică am putea să avem participația de buget de a face careva mijloace, doar era mai greu pentru noi pasul ăsta de a-l crea azilul ăsta. Că noi ne-am gândit, am vorbit și cu mai mulți participanți prin proiecte, ne-am gândit la multe variante, dar credeți-ne că nu sunt oamenii ăștia care să zică da, eu fac un azil dacă primăria după aia îl întreține. E mai greu cu cetățenii ca să în colaborarea asta. Dacă am avea o sursă de venit sau să mi se aloce, adică să zic, uitați-vă, asta e pentru azil, dar mai puneți și primăria, am putea și colabora și la momentul ăsta, adică venim prin întâmpinare. Cum ați spus dumneavoastră, e corect, adică noi nu avem și nu facem. Facem tot ce este posibil și tot ce ar fi în puterea noastră de a ajuta și de a colabora, de a crea acest azil. Chiar este necesar. Și am putea să-l întreținem după bugetul care îl avem noi în oraș. Mulțumesc! Domnule deputat, dacă îmi permiteți, eu în calitate de cetățean simplu, nu de angajat a oficiului Parlamentului, aș vrea, dacă se poate să mă ziceți, există careva termeni de aplicare a legii? Pentru că eu îmi pun întrebarea, cei care deja dețin un număr anumit de animale, fie în apartament, fie la casele pe pământ sau casele particulare, ce se întâmplă cu animalele care vor fi, spunem, în surplus sau mai multe decât prevede legea? N-ar veni momentul când stăpânii ar fi puși în situația să facă ceva cu animalele astea și într-un moment să nu ne pomenim cu un număr și mai mare pe străzi de câini, pisici, vagaboni și așa mai departe. Noi am pornit cu acest proiect de lege ca să facem ordine de acum încolo. Cum se zice, legea nu are cumva o acțiune retroactivă și la subiectul acestor persoane care dețin deja mai multe animale, probabil că ar fi mai corect și mai bine să fie întreprinse măsuri de verificare a instituției competente și în acest proiect de lege este vorba despre ANSA, care să verifice modul de întreținere a acestor animale, dacă ele sunt antisanitare sau nu. Pentru că noi, de fapt, vrem de acum încolo să ne clarificăm. Va fi destul de complicat să ducem până la capăt și timp de un an acest subiect, destul de grav, pentru că noi trebuie să creăm niște clarități și, de exemplu, dacă această localitate unde există un apartament cu 16 pisici are un azil de
animale fără companie. Deci probabil că aici noi o să cerem și ajutorul ONG-urilor pentru adopția acestor animale, tot un regulament. Ideea este foarte bună, noi sincer nu ne-am gândit la ce facem cu Ashlands, unde va fi stabilit că ilegal sunt întreținute aceste animale. Probabil că o să facem apel și la aziluri și la societatea civilă și la ONG-iști care apără interesele acestor oameni, pentru că noi trebuie să creăm niște clarități și ideea dumneavoastră este foarte bună. Noi ne vom gândi cum să-l pliem în acest proiect de lege ca să vedem ce facem cu ceilalți, ca nu cumva, cum ziceți dumneavoastră, să ne trezim cu mai multe animale pe străzi. Eu aș vrea să revin la conceptul azilului pentru animale, pentru că există niște percepții greșite prin care primăria face un azil și ia câinii vagabon și îi ține acolo și îi întreține, îi hrănește, îi hrănește, îi hrănește. Și gata. Deci aici s-a oprit tot. Deci proiectul acesta de lege, el prezintă cum trebuie corect gestionate animalele fără stăpân. Și acest principiu este foarte eficient și acum, la moment, în toate țările civilizate, acest principiu este cel mai benefic pentru animalele fără stăpân. În ce constă? Aceste animale fără stăpân sunt prinse, duse la adăpost, vaccinate, sterilizate, lecuite, dacă acest lucru este important, și înapoi oferite libertății să trăiască în mediul nostru urban sau sătesc. Noi mai avem politicieni care se dau o leacă doctor sau altceva, dar fiind autoare acestui proiect de lege, am mai vorbit și cu veterinarii care spun în glas tare că animalele care sunt vaccinate nu prezintă pericol epidemiologic societății. Animalele care sunt sterilizate nu sunt atât de agresive. În acest proiect de lege noi vorbim despre animale agresive și atunci când animalul este agresiv, deja lui îi se administrează alte instrumente. Ce facem noi dacă acest animal este agresiv și este periculos? În mare majoritate aceste animale care sunt sterilizate și vaccinate, hrănite, îngrijite, atunci când li se oferă iarăși libertatea asta, ele devin mai puțin agresive. Noi nu putem să trăim fără aceste animale, fără adăpost, pentru că aceste animale au și un efect sănătos pentru mediul nostru ambient. Da? Dacă noi nu vom avea animale de companie fără adăpost, noi vom avea alt risc de șobolani, șoareci și alte rozătoare care ne pot afecta, pentru că atunci unde există gospodărie, unde există om, există și rozătoare. Deci este practic o balanță naturală prin faptul că aceste animale fără stăpân ne servesc ca sanitarii, ca și lupii în pădure, da? Ca sanitari. Și apropo, există și diferite cercetări științifice că dacă noi nu am avea în urbile noastre, în orașele noastre, în satele noastre, animale fără adăpost care prind aceste rozătoare și alte, sau mănâncă o păsărică care este mai bolnavă, deci pe post de sanitar al naturii, atunci noi riscăm să atragem animale sălbatice, gen vulpi, gen lupi, da? Este, da, eu înțeleg că este un caz destul de complicat și grav de închipuit, dar așa vorbesc legile naturii. De ce noi vorbim despre un proces corect de, în primul rând, să creăm toate condițiile ca primăriile să le poată, într-adevăr, domn primar are dreptate că animalii de companie care au stăpân să lăsăm pe seama stăpânul să-și asigure și să-și asume responsabilitatea de a-și înregistra animalul, de a îi duce evidența, de a-l lecui, de a-l vaccina, dar autoritatea publică locală să-și asume responsabilitatea să țină evidența aceste animale de companie fără stăpân,
Și știu din propriul exemplu că în Bălți, de unde vin eu, și doamna primar a menționat foarte corect că în Bălți este azil, vedeți că prin mai multe eforturi, prin greutăți, prin complicații, prin uneori prin scandaluri, pentru că e greu de a gestiona acest subiect. Vedeți că totuși procedura asta de sterilizare și de întoarcerea animalelor înapoi în spațiul nostru, cumva a minimalizat și problema câinilor vagabonzi în Bălți deja nu este pe primele locuri, cum în alte localități. Cea mai mare problemă este că în Bălți vin în permanență noi câini, noi pisici fără stăpân. Și noi cunoaștem experiența municipiilor mari, orașelor mari, acolo unde oamenii de prin sate, atunci când se satură de un câine, urcă câinile sau în trenul Ungheni Bălți sau într-o mașină și îi dau drumul la marginea orașului, știind că aici sunt mai mulți oameni buni, știind că acest câine își va găsi rostul și o bucată de pâine, de trai. Deci acest proiect de lege pe care l-am scris și care vă l-am propus dumneavoastră spre comunicare, este un proiect de lege care se va răspânde asupra tuturor primăriilor și atunci când fiecare cetățean proprietar de câini va fi obligat să-și pașaportizeze câinele, da? Atunci când primăria va gestiona câinii săi vagabonzi prin sterilizare, prin vaccinare, eu sunt sigură că prin efort comun, cu toți împreună, de pe tot teritoriul, noi vom obține o rată mică de naștere sau de apariție a câinilor fără stăpân sau a pisicilor. Eu înțeleg că e un proces destul de complicat și acest proces, acest concept de prindere, vaccinare, castrare și eliberare este un proces destul de lung, dar el, dacă este gestionat corect în toate primăriile, dacă există lege care clarifică acest subiect, dacă există legea finanțelor publice care impune primăriile să doneze din micul care are un procent oarecare pentru gestionarea acestor animale, eu sunt sigură că rezultatele vor fi cu mult mai eficiente. Dacă noi vom lucra așa pe insule, municipiul Bălți ia o decizie, începe a lucra, municipiul Edenes tocmai la câteva 10 sau chiar 100 de kilometri și noi lăsăm celelalte primării în voia sorții, noi riscăm să nu mai dăm de capăt de ce subiect. Plus la asta, numărul acesta mare de câini fără stăpân care sunt aduse spre orașele mari, cumva o să arată așa ca un sac fără fund, da? Pentru că noi ne-am gestionat animalele din localitate, noi știm care sunt fără stăpân, noi încetişor le-am sterilizat, dar ei vin din celelalte localități. Și cumva presiunea asta financiară cade asupra orașelor mai mari și orașele mai mici sau satele, acolo unde nu au așa mare număr de animale fără companie, unde își vor gestiona animalele de companie și să aibă grijă ca ele cumva să nu dispară subit, să fie duse undeva la capătul unui oraș mai mare. Eu cred că această presiune financiară va fi repartizată uniform asupra tuturor localităților și fiecare primar își va gestiona câinii săi. Le va duce numărul. Fiecare animal va fi cipat și clarificat unde și cum se află, ce face, dacă este bine mersi. Sunt de acord că noi nu avem specialiști pentru a prinde aceste animale, dar eu sunt sigură că după ce acest proiect de lege va fi votat și va intra în vigoare, pe lângă faptul că va clarifica aceste lucruri, va aduce dorința de a crește, de a forma astfel de profesioniști, pentru că înțelegem că acești profesioniști vor fi cumva angajați ai primăriei sau vor presta servicii contraplată și asta, simplu vorbind, este de fapt locuri de muncă și salarii. Da? Eu cred că după ce noi vom vota acest proiect de lege vor apărea și mai multe oportunități și doritori de a crea astfel de azile, care vor ști că pe baza serviciilor pe care ei le prestează vor putea fi contractați de primărie. Primăria va avea prevăzut un buget, iată, niște bănuți pentru, și iată, domnul primar a spus foarte bine, groapa asta Beckett, ea nu este necesară să fie în toate primăriile.
dar atâta timp cât un agent economic va crea o astfel de groapă și dumneavoastră ca primar veți avea rezervat niște bănuți pentru transportarea acestui cadavru, pentru că despre groapă, Beckett, noi nu putem vorbi doar despre pisici și câini. La noi mor și cai uneori, și vacile, și caprele de boi, și porcii. Ce fac oamenii cu toate aceste subiecte? De aceea, probabil că lucrul ăsta, eu mă bucur că totuși noi clarificăm mai multe nuanțe și mă bucur că veniți cu soluții și doamna Stella chiar cumva ne-a turnat și un duș rece. Uitați-vă că noi nu ne-am gândit cum am putea noi clarifica lucrurile în cazul ăsta. Că da, aceste animale noi le ridicăm din acest apartament și ce facem mai departe cu ele? Avem nevoie de un azil, da? De ce? Sunt lucruri așa legate reciproc, care vor dezlega nodul gordian. Dacă mai aveți propuneri, sugestii, vă rog foarte mult. Stimați participanți la eveniment, eu văd conectați mulți reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Nord, văd reprezentanți ai Agenției Naționale în Asigurarea Alimentelor și eu cred că dumneavoastră aveți ce să spuneți, comentați sau să completați din cele spuse. Poate aveți și pe marginea proiectului de lege careva obiecții, dar reieșind din cele spuse până acum, eu cred că mai ales cei din angajați în Agenția Națională în Asigurarea Alimentelor chiar au ce să zică referitor la animalele, spre exemplu, care sunt purtători de diferite boli contagioase sau animalele fără de post. Eu vă îndemn să fiți deschiși, să veniți cu careva propuneri, idei, pentru că absolut toate ideile vor fi acceptate și nu vor fi criticate. Noi vă promitem. Există frica asta de monitor și de înregistrare și îmi dau foarte bine seama și dacă dumneavoastră puteți să vă expuneți, puteți să transmiteți absolut toate mesajele în chat, puteți să le înregistrați sau le transmiteți direct pe doamnei Arina Spătaru la adresa arinaspataru@gmail.com și în continuare ați putea să conversați cu doamna deputată referitor la careva propuneri care vin de la dumneavoastră sau instituția pe care o reprezentați în particular. Eu văd conectați și activiști din raioane, din municipii care au nemijlocit tangență cu problema animalelor fără adăpost sau care s-au implicat într-un moment în soluționarea problemei respective, pentru că ea într-adevăr este una foarte actuală. Eu vreau să vă zic că în virtutea unor probleme de ordin personal, am aflat că sunt mai mulți copii care au format diferite boli, spre exemplu diabet zaharat, în urma spaimei, a fricii de animale fără adăpost sau speriat de un câine, elementar. Sau chiar și au fost mușcați de animale. Mai recent un caz când un copil a fost sfâșiat. Deci a avut loc mai mult de jumătate de an în urmă, dar oricum rămâne o problemă foarte acută. Dacă permiteți, aș vrea să mă includ și eu în discuție. Mă numesc Zăie Mihai, sunt președintele Asociației Obștești pentru Popor, din Iedniță. Problema câinilor maidanezi e una dintre cele mai, mai primordiale, dacă așa se poate, discutit în Iedniță. Deoarece cazurile de persoane care au căzut în pradă acestor câini sunt cresc din zi în zi tot mai mult. Au fost cazuri când au fost sfârșiate persoane ietate, copii mici. Noi, creând o pagină de oficială de socializare, avem foarte multe solicitări la persoane care rog să fie întreprinsă careva măsuri.
Din ceea ce am ascultat azi, din ceea ce am auzit, da, e un proiect, e foarte corect ceea ce se face, dar asta tot va durea, din câte înțeleg eu. Și nu e fapt că va fi luată decizia să fie cum aplicată această lege, da, de exemplu. Dacă nu, până atunci ce să facem? Dacă numărul victimelor crește, a apărut un caz de răbie în Ietneț, de exemplu, nu e fapt, peste o zi, două, vor fi cazuri când și mai drastice. Și mai drastice decât înțeleg. Adică toți cer, da, careva întreprins, careva măsuri destul de cum, voluminoase, că, de exemplu, azil, vor, și dar minimul nu se face, nu se întreprinde. De exemplu, la Edis, măcar sterilizare, măcar oprirea acestui cum, să nu crească numărul acesta de când mai danez, să fie măcar constant, să se facă măcar de, nu știu, dacă nu pot autoritățile locale din cauza politicului sau acolo, nu pot întreprinde careva măsuri să atragă atenția autorităților centrale, să facă o statistică din cât e de periculos, cât se cere implicarea în soluționarea acestei probleme. De exemplu, noi ca organizație obștească, nevând finanțele asta, am putut doar atrage atenție cum televiziune, am identificat această problemă, în care foarte mulți cetățeni să spun, sunt terorizați, adică copiii nu pot pleca la școală dimineață, în bunei, la o biserică să se ducă din cauza că suntem de când de astea. Tot am spus, din cauza în privința azilor, da, e corect, dar asta va curși este factorul corupției la noi de sist în Moldova. Dacă fiecare localitate vor cere bani pentru aziluri și tot așa, asta va fi foarte greu de... Ar fi normal, dar ar fi tot chestia asta acum centralizată, adică acum am înțeles că merge politicul gunoiștilor, adică pe zone, zona de nord, zona de centru, făcut, da, creat un azil acolo, făcut careva un serviciu special pentru asta preconizat, care să vie urmărind gradul de creștere a pericolului sau acolo, să vie la fața locului sau în localitatea care necesitate, să poată prinde acești câini, să-i ducă centralizat în azilul cealaltă, care în zona în care se află. Mă gândesc că așa ar fi mai suficient mai corect într-un fel. Dar tot asta tot e frumos spus, tot, dar toți cetățenii așteaptă careva măsuri întreprinse, măcar cumva a opri aceasta. Sunt din cauza că transparenții, cum cetățenii nu cunosc, se întreprinde ceva măsuri, nu se întreprinde, doar văd că, de exemplu, la ei se vede numărul de când crește, cazuri tot cresc, cetățenii se stăruie, postează pe rețelele sociale, Facebook, demonstrează, băi, pericol, într-adevăr. Cetățenii cum dar administrația publică o face pe, de exemplu, victimă sau nu-mi permite politicul sau oponențe nu-mi permit sau ce și din cauza aceasta nu se întreprind nicio măsură. Dar ar fi corect cumva de atras atenție, de încercat măcar de la un mic, măcar o sterilizare cumva, de a opri măcar această problemă. Adică ceva măcar să fie întreprins. Dacă va continua tot așa, ne întrezine, mâini cu mâini va fi vor apărea vreun copil care va fi sfârșiat, persoane care vor fi mușcate de când, de rabie și tot așa. Dumneavoastră, doamnă Spătar, vă doresc numai succes și de dorit cum să implementați acest proiect și totuși cât mai degrabă să fie el aplicat și să fie întreprinsă careva măsuri, dar la noi, din păcate, cât și la el, cât și la toți centrali, să ajunge numai la nivel de discuție, adică, da, cam la aplicare și cam la soluționare într-adevăr a problemelor puțin, de atât dacă am persoane puțin dezamăgite, de exemplu la noi, dar nu mai apelează autoritățile locale, nu mai, dar lumea se plâng unul la altul, creând oricare un ONG, îi văd o scăpare și să-și reversă cu problemele și un altă, care într-adevăr sunt foarte drastice la noi. La noi sunt foarte multe cazuri care nu se publică, nu se știe, dar persoanele îmi trimit și poze, cum copiii au fost mușcați, cum astea. Autoritățile, pentru a nu cădea puțin imaginea față de autoritățile centrale, puțin ascund chestiile astea.
Dar totuși nu e o statistică, nu e un grad, într-adevăr, se prezintă real realitatea în oraș, adică cât este de periculos, în cât este de urgent trebuiește soluționată această problemă. Asta am vrut să-mi spun în părere și asta. Ceea ce asculta foarte corect și foarte să dea de om să puteți implementa această lege și să fie cumva soluționată această problemă. Vă urez o zi bună. Domnul Mihai, mulțumesc frumos pentru un mesaj atât de emoțional. Să știți că aceste probleme care apar în rezultatul câinilor fără stăpâni sunt specifice oricărei localități. Și domnul primar Dieniț a spus foarte clar, în multe cazuri nu există buget, nu există bani suficienți pentru crearea astfel de instrumente. Noi începem a face ordine prin acest proiect de lege și să creăm o claritate în cine, cum, ce, când, de unde și până unde și vom căuta soluții ca să adăugăm în acest proiect de lege și acest coeficient din buget ca consilierii, indiferent de culoarea politică, pentru că noi avem foarte multe cazuri atunci când primarul este reprezentant unui partid, iar majoritatea consilierilor se creează cumva în opoziție acestui primar și îi pun bieți în roate. Și atunci când, conform legii, fiecare primărie va ști că acești bani 0,2, 0,3, cum a zis domnul primar, vom consulta deja banile competente să vedem cum putem noi și ce coeficient ar fi potrivit pentru toate autoritățile, atunci deja acest primar va avea mâinile dezlegate și în dependență de acest buget va înțelege. Eu am bani de unde face un azil sau eu contractez niște servicii publice, private sau mă adresez la un vecin primar care are acest azil și încercăm să colaborăm, pentru că eu cunosc experiența unor sate din raionul Sângerei, unde mai mulți primari, pentru că problema oamenilor în etate, care rămân fără copii, care pleacă copiii după graniță și acești oameni bătrâni rămân în voia sorții, tot e o problemă destul de gravă. Și ce au făcut ei? Mai mulți primari au contribuit și au creat așa un azil care este finanțat de mai multe primării. Și iată, la mine în sat 7 oameni în vârstă, la tine 2, la tine 4, iată, noi căutăm soluții să-i cazăm și să-i îngrijim. Astfel de colaborare între primării ar fi tot o soluție foarte bună. Dacă noi avem un proiect de lege care reglementează clar ce înseamnă azil, ce înseamnă centrul ăsta de refugiu provizoriu, atunci deja primarilor li se va crea mai multe oportunități și posibilități și pe urmă, cu certune, noi vom putea identifica și resurse adăugătoare din partea guvernului, din partea centrului, așa cum ziceți dumneavoastră. Tare îmi doresc ca acest subiect să, desigur că nu o să rezolve miraculos, dar vom merge spre soluționarea acestor probleme. Vreau să aflu, pentru că au fost invitați și prezentați primăriei de Bălți, o primărie care este destul de exemplară la acest subiect, chiar dacă nu există proiect de lege. Uitați-vă că în Bălți s-au găsit soluții și finanțe și oportunități și dorințe de a porni. Pentru mine, istoria municipiului Bălți este un proiect exemplar în gestionarea animalelor de companie fără adăpost. Tare mi-aș fi dorit să am pe cineva reprezentant a primăriei și aș vrea să întreb dacă există persoane responsabile sau persoane bine informate din Bălți care pot să se împărtășească cu experiența lor și să le povestească primarilor cum a mers, în ce au costat problemele, pentru că chiar experiența lor e foarte bună. Avem cineva din Bălți? Da, din păcate nu avem, văd că nimeni nu răspunde la întrebări. Bună ziua! Da, este bună cineva? Ziua. Da, bună ziua! Sunt Sărciu Vitale, sunt administratorul Centrului de Post pentru Animale Fără Stăpân din municipiul Bălți. Ura! Domnul Vitale, vedeți că dumneavoastră puteți prin experiența și exemplu dumneavoastră să ne povestiți, pentru că acest concept pe care dumneavoastră deja îl implementați la zilul din Bălți este pus pe foaia proiectului de lege pe care astăzi îl discutăm. Și sunt sigur că dumneavoastră ați reușit să treceți și peste acest proiect de lege și ne spuneți de la înălțimea experienței dumneavoastră, pentru că unii primari se sperie, dar alții primari deja fac. Povestiți, vă rog, experiența dumneavoastră. Da, uitați, am avut posibilitatea să examinez legea, draftul legii
privind întreținerea animalelor și protecția animalelor de companie. Și vreau să fac câteva precizări aici la legea, la draftul. Înseamnă că, după părerea mea, înseamnă că animalele acestea trebuie să fie divizate în două categorii. Noastră ați divizat în două categorii, dar însăși sunt animale de companie care domiciliază împreună cu oameni și sunt animale care trăiesc în stradă. Înseamnă că nu sunt de acord în definiția că aceste animale care trăiesc în stradă sunt animale de companie. Aici noi vorbim de animale care sunt fără adăpost și fără stăpân. Că unele dintre ei chiar s-au născut în stradă și trăiesc în stradă. Pornim de la punctul acesta și pot să vă spun că aici sunt două probleme mari. Sunt două categorii de animale care trăiesc în societate. Adică animale care sunt la stăpâni și animale care trăiesc în stradă. Și în multe ori animalele din aceste două categorii înseamnă că revin cele de companie, revin animale care trăiesc în stradă și invers. Și asta e cea mai mare problemă. Că dumneavoastră ați menționat faptul că crearea azilelor nu hotărăște definitiv problemele care s-au creat. Cum este menționat și în lege, foarte mare folos o să fie și de la informarea populației. Că nu este posibil de trăit într-o societate în care oamenii nu sunt informați despre aceea că animalele trebuie să trăiască împreună cu noi în societate, în stradă. Problema, adică din practica noastră de activitate, constatăm faptul că la deschiderea adăpostului au parvenit foarte multe cereri și apeluri de la cetățeni din Bălți și de la cetățenii din Bălți care doreau ca să fie, adică animalul lor de companie, ca să fie predat în centru de adăpost. Uitați, asta e o mare problemă, că am avut foarte multe animale care erau fără adăpost, care trăiau în stradă și trebuiau de rezolvat și problema lor, că, mă rog, și permanent sunt în stradă, caută surse de viață, adică caută mâncare, caută adăpostul, adică sunt multe probleme. Am la începutul activității, centrul de adăpost n-a avut posibilitatea de a captura animale. Adică de capturarea animalelor se ocupa o altă instituție, DRCD din municipiul Bălți. Noi am fost o instituție care se ocupa numai cu cazarea animalelor, cu problemele medicinale care apar, cu vaccinarea, cu sterilizarea. Și vă pot spune că aici este tot un foarte mare volum de lucru care trebuie să fie efectuat. Dar am axat și activitatea noastră și pe aceea că instituția aceea care se ocupă cu tratamentul și cu îngrijirea animalelor trebuie să le captureze. Ca să fie clar stipulat de unde a fost capturat animalul, de unde a fost el adus, care e situația, când multe cazuri trebuia să ieșim la fața locului, să vorbim cu cetățenii, să stabilim. Chiar este problema de animale acolo? Sunt atacă animalele acolo cetățenii? Ori este o neînțelegere între oameni și o nedorință ca animalele să fie în stradă. În
În 50% de cazuri am constatat că oamenii chiar nu doresc ca animalele acestea să fie în stradă. Nu-i problema de animale, nu-i problema de aceea că îi atac cineva, pur și simplu cuiva nu-i place că animalul să află în stradă. Asta tot e foarte mare problemă. Că chiar cât n-aș fi mare adăpost, el nu poate încăpea toate animalele care sunt în localitate. Doamna Onuță a spus, adică a declarat că în unele localități unde sunt mai puține animale, nici nu este rost, adică, după părerea mea, nici nu este rost de creat un adăpost. Înțelegeți? Eu cred că trebuie de mers pe calea aceea că de făcut careva acțiuni, adică de capturare, de sterilizare și de reîntoarcerea, dar cred că nu la 100% toate animale. Adică sunt o parte animale care sunt agresivi și ca tare, după experiență, agresivitatea lor cam nu scade așa de brusc. Asta e o problemă. Adică activitatea noastră se axează pe aceea că noi capturăm animale care sunt în străzile orașului, ei sunt cazate, sunt dehermetizate, sunt vaccinate, sterilizate pe teritoriul centrului. O parte care noi știm la 100% că n-a să apară care au probleme, adică ei nu sunt agresivi, da, după caracterul lor. Noi le întoarcem înapoi, o parte care sunt agresivi, ei rămân la centrul de adăpost. O parte de câinii ăștia care sunt agresivi găsesc stăpânii noi și trec în categoria animalelor de companie. Tot procesul sus menționat se face cu înregistrarea, adică noi știm care animale au fost la noi în centru, care au fost sterilizați, care au fost vaccinați. Pur și simplu, aici o mică precizare, că vaccinul contra rabiei, adică e trebuie să fie făcut în fiecare an. El lucrează, da, despre spunem așa simplu, el lucrează un an de zile. Este un an de zile, iarăși animalele trebuie să fie vaccinați. De întrebarea ce au spus ca un domn de la o asociație obștească din raionul Iedinț, da? Că e problema cu animale, cu maidanezii ăștia din stradă. Noi știm că la momentul de față se pornește procesul despre spun așa mai simplu, de înmulțirea animalelor. Și dacă așa ca o propunere, dacă domnii văd că este să zgrămădește o parte de câini, înseamnă că trebuie de identificat, adică să presupunem o femelă care strânge câinii ăștia în turmă și de o capturat. Și de atunci problema asta, adică scade. Adică ei nu se grămădesc și nu atacă oamenii care merg împrejur. Adică asta o recomandare care merge, adică ceea ce se poate făcut la ziua de azi, fără a proceda, da, la mai multe acțiuni. Domnule Vitalie, mulțumim frumos pentru recomandări. Eu am o întrebare. Iată, dacă nu mă înșală memoria, azilul lucrează cel puțin din 2018, da? Nu, vă înșală. Adică azilul a fost creat în 2019 și atare el activează din a doua parte anului 2019. Așa, deci, nu, practic, noi deja, să zicem, cu un an avem, da? Hai, așa, în sumă, un an. Da, mai mult de un an. Un an de activitate.
Per general, iată, timp de un an, că noi spornim de la unitatea de măsură un an, timp de un an, câte animale fără adăpost au fost sterilizate și au trecut prin azilul dumneavoastră, ca să ne creăm un tablou clar, cât de eficient poate fi, iată, gestionarea unui azil și rezultatele care generează acest azil timp de un an, așa în proporție. Deci, câți câini avem noi de stradă, da? Câți câini au fost sterilizați și câți la moment acum avem? Deci, câți au fost și câți acum avem în proporție, așa, orientativ, dacă aveți niște cifre. Da, înseamnă că vă spun niște cifre orientative, nu mă acces la cifre concret la moment. Uh-huh. Înseamnă că în 2020 peste 400 de câini, aproape 500 de câini au fost sterilizați. Uh-huh. Aproape 500 de câini, prin centrul de adăpost au trecut aproape 1000 de câini. Adică 500 au fost găsiți stăpâni, o parte au fost găsiți stăpâni, o parte au fost reîntorși în area aceea în care ei trăiau, o parte au rămas, adică la adăpost, lucrăm mai departe în îmbunătățirea situației. Da, aveți o cifră câți câini de fără adăpost în loc sunt per general, câte capite? Nu, din păcate, cifrele astea n-am, nu ne-am ocupat de situația asta. Cum credeți dumneavoastră? Deci noi am vorbit despre faptul că nu neapărat fiecare autoritate publică locală, fiecare sat să-și facă cât un azil. Dar, per general, iată, având în vedere experiența dumneavoastră de un an și ceva, ar fi asta o soluție ca primarul din satul Elizaveta, atunci când identifică un câine fără stăpân care face probleme cetățenilor, să se adreseze la dumneavoastră pentru niște servicii contra cost. Pentru că dumneavoastră deja ați început și să prindeți aceste animale, deja le monitorizați, aveți experiență. Asta ar fi o soluție, azilul din Bălți, ar fi o soluție pentru alte sate mai mici care nu sunt corect. Înseamnă că dumneavoastră ați vorbit anterior despre aceea că un centru spate creat nu numai decât într-o localitate, dar în mai multe localități, adică să fie un centru, de pildă, un centru de adăpost raional, da? O să fie posibilitatea ca centrul susmenționat să presteze servicii și pentru cele localități mai mici. Adică unde nu este posibil din diferite motive de creat centrele susmenționate. Și contraplată, eu cred că aș fi posibil de creat așa serviciu ca să fie capturate, sterilizate și reîntoarse în area de... Totuși, am câteva întrebări la draftul de lege. Înseamnă că o parte de întrebări o să vă remit pe adresa mail-ul dumneavoastră. Cu viziunea noastră asupra unilor momente, totuși, dumneavoastră ați referit la o bază de date și la un operator național care o să gestioneze baza submenționată. Adică din draftul acela n-am înțeles cine o să fie operatorul acela național și cum o să fie efectuată înregistrarea submenționată. La capitolul ăsta noi oferim posibilitatea guvernului să caute el soluții pentru a identifica. Deci, prin acest proiect de lege, deja noi avem Ministerul Tehnologiei Informațiilor, avem guvern care ar putea să clarifice, pentru că foarte multe lucruri aici mai există și mai multe regulamente pe care deja guvernul trebuie să-l elaboreze. Și dacă dumneavoastră considerați că puteți propune cine ar putea fi acest operator, atunci noi vom veni și cu propunerea la acest subiect. Da. Uitați, la momentul de față, toate animalele de companie, adică care trăiesc, adică se înregistrează, ca de obicei, la un medic veterinar acreditat, adică persoana se adresează în localitatea cei care domiciliază și face pașaportul cel pentru
un animal, da? Eu înțeleg, adică stocarea, nu știu, unii la moment stochează informații susmenționate despre toate animalele de companie, însuși lucru cu animale fără stăpân și fără adăpost, adică facem noi. Noi le capturăm, noi știm care, nu vreau să vă spun că avem pașapoarte, dar avem blancuri speciale, în care se descrie animalul, este fotografia lui, adică sunt date despre dânsul și sunt date de unde, din ce regiune a orașului el a fost capturat și unde se întoarce înapoi. Adică informația asta, adică persistă. Informația asta o aveți stocată într-o bază de date digitală, să înțeleg, da? Sau doar într-un registru așa pe hârtie? Nu, avem pe registru de hârtie, în varianta de hârtie și avem o bază de date care facem noi aici la centru de adăpost, electronic. Adică, da, e bază locală. Să vă spun sincer, am discutat cu colegii din Chișinău și din municipiul Chișinău și ei au răspuns că ei au o bază de date care se face electronică specializată, care se face în cadrul municipiului Chișinău și care o să fie, în care o să fie inclusă toate datele despre animale și de companie și animale care fără adăpost, fără stăpân din municipiul Chișinău. Totuși, aici revenim la problema aceea că trecerea dintr-un grup în altul, vedeți, că este un animal de companie care are stăpân și este animalul care trăiește și nu are stăpân. Și încă o dată menționez că asta e foarte problemă mare. Dumneavoastră, în registrul ăsta pe care dumneavoastră îl aveți, cum clasificați animalele? Ce aveți în vedere? Dumneavoastră ați spus că aveți un registru unde înregistrați animale fără stăpân. Cum le clasificați? Sau doar scris fără stăpân și gata? Sau aveți acolo niște specificări? Fără stăpân, nu știu cum, cu stăpân, da, trăiești în stradă, fără stăpân născut în stradă, fără stăpân născut nu, la acasă. Care... Dați care e situația. Înseamnă că în registrul susmenționat se registrează informația despre câine, culoarea, mărimea, ce fel de, adică, ce fel de vaccine au fost administrate. Dacă este cu stăpân, dacă adică o persoană, un cetățean, o dorit să iei un câine, înseamnă că se registrează, înseamnă că animalul sus menționat a fost preluat de către persoana X. Da? Dacă a fost reîntors în stradă, înseamnă că el are crotalea aceea și e scris cu crotalea sus menționată, el domicilează pe stradă numărul cutare. El, adică, ia că care e modalitatea. Noastră menționați în draftul că de înregistrare poate să se ocupe toate toate adăposturile de protecție și asistență animalelor de companie. Și dumneavoastră, adică, expuneți părerea că ele poate să fie create cum de administrație publică locală, așa și de poate să fie organizate de instituții, organizații obștești. Eu înțeleg care e modalitatea de a, când o să fie organizat de administrație publică locală, adică o să fie o formă juridică concretă, o să fie statele organizații, de pildă la noi în state sunt medici veterinari și felceri veterinari care se ocup cu problemele sus menționate. Cum o să fie organizată asta, adică problema asta, cum o să fie, cum vedeți dumneavoastră, când un adăpost, un azil o să fie creat de o asociație obștească. Dacă nu e clar că
instituțiile astea care sunt create, ca de obicei, au foarte puține persoane care activează acolo. N-au posibilitatea de a angaja un medic, un felcer veterinar. Cine o să ocupe cu înregistrarea sus menționată? Adică dacă o să fie adresare la, la dumneai? Noi am scris aici la sfârșit că așa, că guvernul se va ocupa de anumite regulamente și dumneavoastră probabil vorbiți despre regulamentul de înregistrare a animalelor. Eu cred că aici noi o să specificăm clar. Regulamentul de înregistrare a animalelor va fi elaborat de către guvern timp de câteva luni. O să fie așa bine? Uitați, eu însă revin, cum am spus, am menționat și anterior, eu să revin cu un șir de propunere, da. Un șir de... Noastră, dacă o să considerați că ei sunt argumentate, comunicăm și mai departe pe problema. Da, vă rog frumos, eu chiar am nevoie de ajutorul dumneavoastră, să nu vă gândiți că experiența dumneavoastră nu este exemplară. Și dumneavoastră deja prin postura de practician care aveți experiență de un an și ceva în acest domeniu, cu lux de amănunte îmi veți putea arăta toate carențele și să-mi arătați soluții reale implementate în practică dumneavoastră. Deci am să vă rog să rămânem pe firmă, ales că suntem din Wales și probabil că o să facem tot ce ne stă în puteri ca să îmbunătățim acest proiect de lege. De fapt, asta a fost și scopul nostru de a îl prezenta dumneavoastră și dumneavoastră să ne spuneți unde este bine, unde poate fi mai bine. Desigur că noi suntem gata să-l facem și mai bun. Da. Mulțumesc frumos, domnule Savciuc. Chiar îmi pare foarte bine că prin prestația dumneavoastră cumva ați încurajat și ceilalți primari, astfel încât să se înțeleagă că nu este lupul atât de sur și gris și strașnic cum pare la început, da? Dar la capitolul informare sunt de acord cu dumneavoastră. Eu chiar în cartierul unde locuiesc am probabil că 3 câini care au fost sterilizați la azil și care au fost lăsați în libertate. Urmăresc cum vin oamenii și hrănesc și iubitorii de animale le lasă mâncare, le lasă apă în timpul verii. Când mai am și eu ceva bunișor, le zvâr și eu lor acolo de mâncare. Și mă uit că când merg cu băiatul meu școlar de 8 ani, el cumva se teme de ei și probabil că prin experiența mea, prin vorba mea în permanență, mama îi povestește cum trebuie să te comporți când vezi mai mulți câini, de ce nu trebuie să te temi, cum trebuie să reacționezi. Probabil că aici noi trebuie să ne împăcăm și cu școlile, și cu grădinițele, și cu televiziunile care se ducă o campanie de informare corectă. Ce înseamnă un câine de stradă și cât este de important pentru ciclul nostru natural în acest sens. Deci vă mulțumesc frumos și probabil că despre asta chiar în primărie am început Bălți și la televiziunea locală s-a discutat foarte mult. Eu văd rezultate pentru că și băiatul meu, după ce vede că odată am hrănit câinii, a doua oară ei deja ne recunosc și se apropie și ne miroasă și pleacă mai departe. Și iată, avea și el o frică și nu știu de unde avea această frică, pentru că nu a avut experiența asta negativă să fie încolăcit de mai mulți câini. Dar vedeți că se temea. De ce doar prin uniți așa împreună și la nivel de autoritate publică locală și la nivel de mass media și la nivel de parlament să vorbim despre acest subiect, să ne învățăm să coabităm cu aceste animale, să le iubim, să le ajutăm, pentru că până la sfârșit мы в ответе за кого приручили și noi trebuie să ne asumăm obligația de a-i ajuta, de a ajuta aceste câini, aceste pisici, de a le oferi ajutorul și suportul de care putem noi da dovadă. Că mie mi-ar fi plăcut să iau un câine acasă, dar am un băiat mijlociu care este alergic și medicii îmi interzic să iau un câine cel puțin în curte să-l țin, pentru că poate să-i facă rău. Dar prin faptul că mai încerc și eu din când în când să mai ajut iubitorii de animale care scriu pe rețele că avem nevoie de ajutor sau
câțiva câini trebuie castrați sau o operație. Chiar și eu cu ajutorul financiar cum pot să ajut oamenii și să știți că mă bucur pentru că aceste animale fără stăpân, ele merită ajutorul și implicarea noastră din puținul pe care îl avem, din nevoile pe care le ducem de fiecare zi și eu sunt sigură că un proiect de lege bine scris la punct ne va ajuta tuturor și celor care suntem atacați de câini fără companie și celor care iubim câinii, indiferent sunt de stăpân sau de companie, și celor care suntem obligați să gestionăm acești câini. Și o bază de date la nivel național cu numărul câinilor, cu culoarea câinilor, cu vârsta câinilor, cu localitatea de unde vin câinii, este visul meu. Da? Pentru că atunci când noi ne vom învăța să gestionăm aceste animale și să știm care, încotro, de unde vine, unde se duce, eu cred că asta ar fi un obiectiv din cele propuse în acest proiect de lege. Dacă mai sunt propuneri, văd că mai avem și reprezentați din raionul Râșcani. Eu știu că în orașul Râșcani tot sunt probleme cu câinii vagabonți, pentru că primesc plângeri și de acolo. Și dacă doresc reprezentanții Râșcani să vină cu experiența lor, ce fac ei, cum au încercat să soluționeze această problemă și cum cred ei că le-ar fi comod să o, cum să-i ajutăm să soluționeze aceste probleme. Așa, probabil că reprezentanții Râșcaniului nu ne aud, da? Doamna Stella, vă rog să mă ajutați. Cine doamna Arina, dacă aș putea să pun eu o întrebare pentru domnul Savciuc referitor la microcciparea câinilor. Spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră aplicați această procedură în azil și cum vedeți în general această procedură, dacă ea este una utilă sau eu știu, chiar dacă viziunea este controversată și foarte multă lume zice că nu e bine microciparea, nu e o procedură bună microciparea câinilor. Spuneți, vă rog, noastră, cum vedeți acest moment? Dumneavoastră aveți în vedere cu microchipul cel european, cu standardele. Exact. Da? Înseamnă că la momentul de față, pentru, nu știu cât e de benefic, asta o să fie pentru animalele de stradă, da, cum de mai danezii. Însăși pentru animalele de companie, pentru multe țări, asta este obligatoriu. Asta este obligatoriu. Nu știu dacă suntem noi pregătiți din punct de vedere financiar să facem să implementăm programul sus menționat, însăși eu cred că și la poziția de crotale simple este foarte eficient destabilit unde au fost sterilizat, de unde când le sus menționat, au apărut în regiunea sus menționată și mai multe informații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Eu, la fel, o să vin pe post de reprezentant a administrației publice locale, pentru că îmi dau seama că fiecare reprezentant a primăriei, a unei primării, spre exemplu, își pune întrebarea, uite, ați spus despre atâtea proceduri pe care le aplicați în cadrul azilului. Ați spus despre captare, dehelmintizare, vaccinare, sterilizare, cazare, hrana. Deci sunt niște costuri foarte mari. Cum dumneavoastră faceți față costurilor și, din câte eu îmi dau seama, azilul este o întreprindere municipală. Sau parțial. E spus corect, azilul este instituție publică. Noi este o instituție municipală, dar, într-adevăr, ea este finanțată la 100% de Consiliul Municipal Bălți.
Înseamnă că da, conform statutului și nostru, avem posibilitatea să fim finanțați și din alte surse, adică de la donatori, de la întreprinderi din alte state. Am avut niște programe foarte, foarte bune cu Corpul Păcii, din păcate nu s-au realizat din momentul de pandemie. Adică, da, aș spune că pentru o primărie mai mică, da, o să fie mai greu de creat așa condiții cum sunt create și pentru municipiul Bălți. Dar însuși revenim la situația aceea că un centru de adăpost poate fi creat și regional, da? În cadrul unui raion, și poate fi nu așa de mare, poate fi antrenat niște servicii care o să fie executate, de pildă, de capturare din unele companii care o să se ocupe cu chestia asta. Problemele de sterilizare poate fi executate totuși de medici veterinari de liberă practică care sunt în destul în Republică, adică poate de mari spicale a sus niciodată. Dacă mai sunt întrebări. Mulțumesc foarte mult! Am o întrebare față de domnul Savciuc, pentru că asta probabil că ar interesa mai mulți primari. Cât costă un cap de animal de stradă pentru care trece, iată, etapa asta de capturare, sterilizare, vaccinare și eliberare înapoi? Situația aceea că la moment de față nu pot să vă spun la o cifră concretă, dar vă spun cifra aceea pentru care costă o întreținere a unui animal în cadrul centrului, da? Da. Noi vorbim de suma de, mi se pare că dacă nu greșesc, 12-13 lei ziua. Cred că cifra asta așa, nu așa de mare. N-am inclus în calculele aceste serviciile este de capturare, că noi facem cu puterile proprii a instituției. Iată așa, domnul Savciuc, încă o dată a demonstrat că nu e atât de strașnic și oribil tot ce pare nou, da, ce pare nou, pentru că să fim de acord că lucrurile degradează dacă nu sunt gestionate corect, dacă noi nu ne-o învăța și nu vom crea un cadru legal cum să gestionăm animalele de companie și fără stăpân, noi riscăm să continuăm să fim uneori atacați de câini, de haite de câini. Noi riscăm să crească populația acestor câini de la zi la alta. Deci lucrurile nu se vor rezolva spre bine dacă noi nu ne vom asuma. Desigur că eu tare sper că deputații în Parlamentul Republicii Moldova, indiferent de culoarea politică, vor înțelege cât de important este acest subiect și la nivel de Parlament vom căuta acest consens politic ca să fie votat acest proiect de lege, în pofida obstacolilor, pentru că pentru câinii, pentru animale de companie, psici, câini și ceilalți, niciodată, din păcate, nu s-a găsit timp și nici resurse și nici buget și cumva interesele și obiectivele statului Republica Moldova erau direcționate în alte părți. Și vedeți că lucrurile totuși degradează și nu se vede capăt la tot ce se întâmplă la nivel de gestionare a acestor animale. Noi trebuie să găsim timp, noi trebuie să găsim efort, noi trebuie să depunem acest efort. Deci acum la sfârșit vreau să vă îndemn să căutăm soluții care ne unesc, cel puțin măcar în jurul acestui proiect de lege, indiferent de ce primari și ce partide reprezentați, pentru că este o problemă care ne vizează pe fiecare în parte, fiecare autoritate publică locală de nivelul 1-2 este vizată.
ca să căutăm acest consens politic și dacă cunoașteți deputați din partidele pe care dumneavoastră le reprezentați, vă îndemn să vă adresați către ei ca să avem suportul plenar în Parlament și să putem vota acest proiect de lege. Pentru că unde e lege, nu-i tocmeau. Unde este lege și un proiect de lege bun, care este votat și care intră în vigoare, acolo deja este obligat și guvernul să întreprindă niște măsuri și deputații să voteze niște amendamente la lege, da? Și consiliile locale, cele care uneori sunt în opoziție cu primarii și cumva îi leagă de mâini de picioare și creează, asta e cosmos, doar la noi probabil că Republica Moldova există astfel de istoric în consiliile locale, în loc să colaboreze și să muncească împreună cu primarii, creează din contra luptă politică și pun piedici ca primarii să-și exercite mandatul corect, da? Deci eu tare îmi doresc acest proiect de lege cu implicarea dumneavoastră și cu ajutorul și cu experiența dumneavoastră. Unii ne spuneți problemele care apar, alții ne spuneți soluțiile pe care le-ați găsit și care sunt bune la noi în societate, astăzi, aici și acum, din puținul care îl avem. Pentru că, da, bugetul municipiului Bălți, dacă să luăm exemplu azilul din Bălți, este mai mare decât bugetul oricărui alt oraș mai mic. Dar necesitățile bălțenilor la nivel de municipalitate sunt și ele mai mari, că sunt mai mulți cetățeni. Dar vedeți că s-au găsit soluții și soluțiile sunt bune, pentru că 12 lei pe zi de întreținere, eu cred că nu este o sumă atât de mare și sunt sigură că dacă fiecare primar din localități mai mici ar avea preconizat în bugetul său o sumă anumită de bani pentru câinii fără stăpân, eu cred că lor le-ar fi comod, iar ști că pot căuta soluții și le vor găsi împreună. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor că ați găsit din timpul prețios pe care îl aveți dumneavoastră într-o zi de marți, când este abia de început de săptămână. Reiterez poziția mea și deschiderea față de toate propunerile pe care le aduceți. Tare îmi doresc ca în rezultatul acestei activități să ajungem în momentul și în ziua când acest proiect de lege îmbunătățit de dumneavoastră va ieși în vigoare și va deveni un proiect de lege ordinar care vă va ajuta să căutați și să găsiți aceste soluții pentru binele oamenilor. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, mulțumesc frumos doamne Stella Beletei, care reprezintă oficiul teritorial al Parlamentului pe Nord, care a depus un efort maxim și în timp foarte scurt a reușit să mobilizeze atâta lume bună și interesată. Mulțumesc tuturor și îmi pare foarte bine că v-am văzut online. Tare îmi doresc să scăpăm din pandemie și să avem șanse și oportunități să ne vedem pe viu, să mai discutăm, să ne mai împărtășim experiențele, emoțiile și să învățăm unii de la alții, pentru că noi cu toții suntem puși pentru slujba oamenilor și sunt de părerea că fiecare de la locul său poate să-și aducă aportul pentru a îmbunătăți viața oamenilor din Republica Moldova astăzi, aici, acum, iată în circumstanțele pe care le avem noi astăzi. Vă îmbrățișez cu drag virtual. Vă rog să înregistrați adresa mea electronică arinaspataru@gmail.com, site-ul www.arinaspataru.md. De fiecare dată voi fi bucuroasă să vă ascult, să vă aud, să vă citesc mesajele și împreună să colaborăm pentru oameni. Mulțumesc mult tuturor pentru participare și vă doresc o zi frumoasă și productivă în continuare. Mulțumesc dumneavoastră, doamna deputată, pentru deschidere și pentru faptul că ați organizat, ați venit cu ideea organizării acestor audieri și să dea Domnul să fie cu dreptul și cu bun augur pentru aprobarea legii în Parlament. Mulțumesc frumos! O zi frumoasă, aveți grijă de dumneavoastră, purtați mări, spălați-vă pe mâini și vaccinați-vă dacă aveți astfel de oportunități. O zi frumoasă! O zi frumoasă!